CNSAS a explicat de ce nu-l consideră pe Marcel Vela colaborator al securității. O cercetătoare din conducerea instituției contestă decizia. Atac al hackerilor asupra site-ului Camerei Deputaților, o poză cu cartea de identitate a premierului Ciolacu ar circula deja pe internet. Și 6 persoane au murit din cauza rujeolei numai de la începutul acestui an. E marți, 30 ianuarie, ascultați știrile zilei de la Recorder. A fost sau n-a fost Marcel Vela colaborator al securității ceaușiste? Consiliul pentru studierea arhivelor securității a stabilit în toamnă că nu, dar a publicat abia în această săptămână documentele în baza cărora a luat decizia. Fostul ministru de interne e în prezent senator PNL și vicepreședinte al Camerei Superioare a Parlamentului. Germinana Gâț, membra a colegiului CNSAS, a făcut opinie separată, iar instituția a publicat și argumentele sale. Între altele, cercetătorii Consiliului au descoperit o notă informativă din 1987 a lui Marcel Vela despre relațiile cu persoane străine ale unei recepționere de hotel. În cazuri asemănătoare, CNSAS s-a adresat instanței cu propunerea de a constata calitatea de colaborator a altor persoane și a avut câștig de cauză. Concluzia la care a ajuns Consiliul în cazul demnitarului PNL poate fi contestată de orice cetățean, spune Germinana Gâț. E vorba de două documente, o notă informativă olografă a domnului Vela, care a fost și expertizată, și separat de ea, de această notă informativă olografă, mai există un document copiat de mână de ofițer, după un document probabil al domnului Vela. Amândouă sunt importante. Mi-am bazat concluzia că ar fi trebuit să deschidem o acțiune în constatarea calității de colaborator, în special pe prima notă informativă despre o recepționeră de la un hotel din Caransebeș. Domnul Vela, din câte înțeleg din documentele publicate acum de CNSAS, colabora de bunăvoie cu securitatea, nu fusese silit să dea note informative. Dacă am fi avut dosarul de rețea și n-ar fi fost distrus în decembrie 89, am fi avut o descriere completă a circumstanțelor în care a fost recrutat domnul Vela. Potrivit celor relatate de locotenentul Jurcă Ilie, s-a colaborat ușor cu dânsul, nu apare niciun fel de constrângere, niciun fel de presiune sau șantaj, doamne ferește, potrivit, repet, celor scrise de ofițer. Iar domnul Vela denunța acea recepționeră despre care vorbiți pentru relații cu cetățeni străini și pentru afirmații potrivnice regimului comunist. Nu, afirmațiile potrivnice nu sunt în această notă informativă, dar din punctul de vedere al instanțelor, relațiile neoficiale cu străinii echivalează cu o denunțare a unei atitudini potrivnice regimului. Era cineva care interacționa liber, prea liber, cu turiștii de la acest hotel. Nu este o denunțare explicită de tipul cutărică, doamna recepționeră critică regimul, înjură cuplul prezidențial, etc. Dar este o situație pe care, repet, instanțele din România o interpretează în mod frecvent ca fiind asimilabilă denunțării atitudinii potrivnice regimului comunist. Nici nu era nevoie, cu alte cuvinte, de o denunțare explicită pentru ca acum instanțele din România să hotărască, da, ai colaborat cu securitatea, corect? Corect, și pentru asta trebuie să te adresezi instanței, nu să dai adeverință. Asta vreau să spun. Dacă erai turnat că ai relații neoficiale cu cetățenii străini, era imediat suspect să deschidea un dosar de urmărire sau o mapă de verificare, cel puțin. Adică nu scăpai de verificarea securității și atunci are și urmări genul ăsta de notă informativă. O primă încercare a știrilor zilei de a-i cere lămuriri lui Marcel Vela însuși nu a dat prea multe rezultate. Sunt într-un moment de viteză maximă că trebuie să plec la aeroport. 3 minute pe ceas vă pot răpi? Vă rog, reveniți când aveți timp. E vorba strict de un document din acea decizie a CNSAS în ceea ce vă privește din noiembrie. Alo? Da, vă rog, spuneți. Bun, e o notă olografă. Puteți să reveniți că v-am zis, alo, m-auziți? Voiam doar să vă întreb dacă îmi puteți confirma faptul că acea notă olografă... Am convenit că eu acum trebuie să plec la aeroport, sunt în viteză, dezgheț mașina și trebuie să plec. Puteți să reveniți, vă rog?
PNL a plătit anul trecut 9 milioane de euro către 3 agenții de publicitate pentru apariția unor articole favorabile pe diferite site-uri. Cotidianul Libertate a aflat valoarea înțelegerilor grație unui răspuns transmis chiar de partid la aproape 2 luni de când fusese depusă cererea. Legea privind accesul la informațiile de interes public prevede un termen de cel mult 1 lună. PNL spune că nu poate să ofere detalii despre beneficiari din cauza unor clauze de confidențialitate. Fondurile se împart din subvențiile publice pe care le primesc toate partidele parlamentare. Surse PNL afirmă că membrii conducerii, cu excepția lui Nicolae Ciucă și a lui Lucian Bode, nu ar ști cum s-au folosit banii. O investigație Libertatea de luna trecută arăta că site-ul Digi24.ro a încasat peste 1 milion de euro de la PNL de când în fruntea partidului au ajuns cei doi. Sume consistente au mai primit televiziunea B1 și site-urile Antena 3 și RomaniaTV.net. Libertatea mai scrie că PSD poate fi considerat cel mai mare investitor în presă din ultimii 2 ani, suma pe care a cheltuit-o partidului Marcel Ciolacu în această perioadă e de 22 de milioane de euro. Breșa de securitate pe site-ul Camerei Deputaților, hackerii au spart în weekend o parte din baza de date a paginii. Surse parlamentare au declarat cotidianului Libertatea că pe dark web ar circula o poză cu cartea de identitate a premierului Ciolacu, fost președinte al instituției. Dark web e o parte a internetului care poate fi accesată doar prin intermediul unor adrese speciale și care nu e indexată de motoarele de căutare. Secretariatul Camerei spune că nu a primit vreo cerere de răscumpărare a datelor, dar că va face o plângere la DIICOT, Procuratura Antimafia. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a început la rândul său o serie de verificări. Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a anunțat că hackerii au obținut acces la 250 de gigabytes de date, e vorba de documente personale și de dispozitivele electronice ale Parlamentului. Si vous voyagez cet après-midi sur les routes de France, renseignez-vous bien au préalable. De nombreuses manifestations d'agriculteurs en colère entravent toujours la circulation sur plusieurs axes autoroutiers. Fermierii francezi au blocat pentru a doua zi la rând mai multe șosele și autostrăzi, inclusiv unele care duc către capitala Paris. Ei contestă vehement schimbarea politicii agricole comune europene și o serie de măsuri incluse în Pactul Verde European. Fermierii spun că regulamentele eco le restrâng drastic activitatea și că amenință să-i ducă în faliment. Taximetriștii din mai multe orașe s-au alăturat și ei manifestațiilor. Blocajele reprezintă prima criză majoră cu care se confruntă premierul Gabriel Attal, numit în funcție de mai puțin de 1 lună. În fața adunării naționale, el a spus că guvernul său va garanta suveranitatea agricolă a Franței și că va lua noi măsuri care să tempereze nemulțumirile. Președintele Emmanuel Macron discută joi la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre criza din agricultură. Comisia Europeană a anunțat deja că se gândește să dea noi derogări de la regulile privind terenul nelucrat incluse în politica agricolă comună. Protestele agricultorilor s-au înmulțit în numeroase state europene, inclusiv în România. În Brașov, de exemplu, fermierii au protestat și astăzi în oraș. Dincolo de restricțiile la nivel continental, ei reclamă concurența importurilor din Ucraina, majorarea accizelor la combustibil și eliminarea unor subvenții. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția. Prețurile mai multor alimente de bază rămân plafonate până în aprilie, lista lor însă se reduce la mai puțin de 20. Iată ce prevede un proiect de ordonanță asumat de Ministerul Agriculturii și lansat în dezbatere publică. Încă de ieri însă, premierul Ciolacu dădea drept sigură prelungirea acestei măsuri pe motiv că e nevoie de stabilitate pe piață, citez, după nebunia creșterilor speculative de anul trecut. În opinia premierului, plafonarea dă rezultate, costurile mâncării s-ar fi majorat doar cu aproape 6% în decembrie față de 18% la sfârșitul lui 2022. Portalul economedia.ro scria recent că unii producători și comercianți au schimbat gramajul produselor sau că le-au scumpit pe altele ca să nu fie afectați de plafonare.
când va ajunge în România primul tren de metrou construit de compania franceză Alstom, nici măcar ministrul transporturilor nu are habar. Societatea are deja de plătit penalități de circa 20 de milioane de euro pentru întârzierea livrărilor, dar nu pare să se grăbească. Numai primele 13 trenuri din contractul semnat acum 3 ani costă peste 100 de milioane. Ele ar trebui să circule pe linia care leagă cartierul Drumul Taberei din vestul Bucureștiului de restul orașului. Ministrul Sorin Grindean. Odată cu războiul din Ucraina, anumite linii de aprovizionare la nivel mondial au fost afectate. Că au trebuit să fie reorientate sau găsiți alți furnizori pentru diverse materiale, ceea ce necesită timp. Am înțeles. Eu cred că în momentul în care semnezi un contract, eu ții în calcul diverse scenarii. Dacă nu, plătești. 6 decese din cauza rujeolei în mai puțin de o lună, 2 dintre ele numai în ultima săptămână. Institutul Național de Sănătate Publică a confirmat peste 4200 de cazuri de îmbolnăvire în acest an. Unul dintre pacienții morți săptămâna aceasta e un băiețel de numai 8 luni din Brașov. Neeligibil la vaccinare, el a fost internat la Spitalul pentru Copii din oraș și a intrat în contact cu o persoană confirmată cu rujeolă. A doua victimă a fost un tânăr de 24 de ani din județul Mureș cu retard mental sever. Era nevaccinat. Ministerul Sănătății a declarat epidemia de rujeolă la începutul lunii decembrie. Decizia înseamnă o schimbare pe termen scurt a politicii de imunizare. Copiii între 9 și 11 luni pot primi mai devreme o doză de vaccin. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei sunt de găsit și pe canalul propriu de WhatsApp, vă trimitem notificări o dată pe zi în momentul în care publicăm o nouă ediție. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!